ce înseamnă medicina legală? Ca o enigmă întotdeauna, care trebuie să cauți, să găsești, să demonstrezi. Deci mâna cadavrului va apuca detalii? Da. Cele mai neobișnuite lucruri care le-ați găsit în timpul autopsiei? Nu, el a mai trăit încă 40 ceva de ani cu bulantele în inimă. Deci în timpul sexului să moară cineva e o moarte firească? Sunt un șir de preparate medicamentoase care au menirea să sporească potența. Moartea perfectă e să mori în timpul sexului. Asta e bună. Deci contactează cineva de la centru de medicină legală și spun că puteți veni să ridicați cadavrul tatălui a mamei, da? Și deci ei nu fac asta. Sigur, dacă el vine singur să iei certificatul, dar nu vrea să ia cadavrul. Deci în România un medic legist are între 35.000 de euro. Da. Și în Republica Moldova 15.000 de lei, cu un salariu jumate. Da. Dar care este cea mai mare mit care vi s-a propus pentru ca să schimbați ceva în certificatul de deces? Invitatul interviului fără protocol de astăzi este medicul legist, domnul Ion Cufșinov. Noi ne-am întâlnit cu dumneavoastră în 2014, dacă eu nu greșesc. Eu lucram pe atunci la ziar, dumneavoastră erați directorul Centrului de Medicină Legală și eu am înțeles un pic cum funcționează acest domeniu. Am făcut și un reportaj atunci, se numea La Salonul de Frumuseții pentru Morți. Provocatoare denumire, pentru că am vorbit în mare parte despre cum sunt pregătite cadavrele pentru mormântare. Știu că și asta este o componentă a... Da, sigur, chiar și se oferă anumite servicii de ritual. Da, o să vreau să discutăm despre asta. Întâi de toate, puteți explicați pe înțelesul tuturor ce înseamnă medicina legală? Dacă să luăm așa în cuvinte simple, atunci este o medicină care face tranziția între medicină și justiție. Da, ea e specială prin faptul că are niște cunoștințe speciale care depășesc cele obținute în cadrul Universității de Medicină și ele spus în slujba justiției. Deci, prin tot ce facem noi, toate activitățile noastre, au un singur scop general. Să facilităm organul de urmărire penală, până la urmă instanță, să iau o decizie corectă și să scoatem adevărul la iveală. Deci acolo nu se întâmplă doar lucru cu cadavre, inclusiv cu oameni vii. Nu, sigur, obiectele de studiu e o gamă cu mult mai largă. Deci cadavrul este obiectul clasic, numărul unu, că, pentru că medicina legală, hai să înțelegem clar că s-a pornit de la cadavru. Toată lumea știe că Cezar a fost înjunghiat de câteva ori și l-a examinat un medic după asta și a constatat că numai 3 rene au fost mortale și asta e interesant. Că știința vine de multe ori stimulată de curiozitate. Dar curiozitatea când stă pe bază de putere, când un conducător vrea să știe, băi, de ce a murit acela? Mă interesează, cum așa? Era viu, sănătos și acum... De aici vine. Vreau să explicați un pic diferența asta. Se lucrează cu cadavre doar în situația în care aceste cadavre au suspiciuni de moarte violentă și în ce situații se lucrează cu oamenii vii? Atunci când cineva, nu știu, a fost o bătaie, o... Da, da. Dacă ar fi să vorbim așa scurt, bazându-ne pe codul de procedură penală, atunci da, sunt motive care ele sunt obligatorii pentru dispunerea expertizei și unul din ele este stabilirea cauzei decesul, altul este stabilirea prezenței leziunilor corporale și aprecierea gradului de gravitate a vătămării corporale, stabilirea identității, adică vârstei și legea tot prevede când se pune la îndoială sănătatea psihică, sănătatea mentală a cuiva care este antrenat într-un proces. Însă, același articol din lege prevede că ea poate fi numită în toate cazurile când este necesar. Aha, deci loc de interpretare. Absolut. Și dacă să luăm, da, un caz poate să pornească de la un cadavru, o tentativă de umor sau un umor care s-a înfăptuit sau un umor din culpă, că se întâmplă mult în viață, accidente de muncă și așa mai departe. Trebuie cineva să lămurească ca să deosebim noi să ne fie nou clar. Totuși, da, moarte violentă, dar ce a fost? A fost suicid? A fost accident? Sau poate a fost un umor bine camuflat? Și iată, aici vine rolul nostru special, ca prin cunoștințele care le avem să ajutăm organul de justiție să găsească acel adevăr. Eu documentând acest... Că nu întotdeauna e ușor. Cu siguranță și aici, de multe ori, chiar persoana de bază care descoperă o crimă este chiar medicul legist. Adică interpretările pe care le ar putea fi câteodată, pentru că el să fie primul acela care să depisteze faptul că moartea a fost violentă și violentă nu pur și simplu, adică nu înseamnă niciun
și să informez el primul. Eu am avut așa cazul în trecut când am început să lucrez acei primii 5 ani din raion. Despre asta o să ajungem etapizat, dar vreau să facem diferența. Iată, eu când documentam acest interviu, am ajuns la noțiunea de anatomopatolog și respectiv medic legist. Care este diferența între aceste două noțiuni? Diferența, în primul rând, este că specificul activității este un pic diferit. Un morfopatolog nu-l interesează modificările cadaverice, nu-l interesează hainele, urme de pe haine care rămân de la anumite obiecte și așa mai departe. Lucrul lui este să confirme sau să infirme diagnosticul care l-au pus medicii mai înainte, adică el într-un fel este expertul spitalului unde lucrează. El dă prin concluziile sale care le face, că el tot pune diagnostic, tot face concluzii. Post-morte. E pe criză? Sigur că da. Și prin ele el face o apreciere a calității tratamentului, a calității asistenței medicale în aceste justiții. Dar dacă cazul depășește limitele instituției, de acum, să zicem așa, cineva din aude scrie pur și simplu plângere la procuratură, imediat se pornește o cauză penală, pe anumit articol și așa mai departe, unii spunem vizor calitatea asistenței. Și atunci de acum intrăm noi în rol. Unui medic legist îi este fric să rămână în morgă singur, noaptea, seara, pentru că unii suntem de un cadavru aparent a unei persoane apropiate atunci când este vorba de o zi, două înainte de mormântare. Dar ce simte un medic legist fiind înconjurat de cadavre într-o morgă? Vă zic eu că eu am avut așa situație. Uite, fix așa cum spuneți. A fost un caz când noi dimineața, eu am activat 2 ani de zile la Catedra Medicină Legală Universității de Medicină și noi dimineața ne duceam și alegem cadavre pentru studenți, adică să facem autopsii demonstrative. În primul rând, sau? Și într-o dimineață, eu am intrat, era unica sală, dar acolo să vă închipuiți că este o ușă groasă, izolatoare, și de temperatură, și de sunet, și a se închide așa, cum erau zăvoarele cele vechi înainte. Și un infermier autopsier care din greșeală era acolo, el automat, fără să-și dea seama, a stâns lumină și a închis ușa. Eu eram în fundul selei de păstrare a cadavrului, n-am dobdit să ajung repede la ușă și am rămas închis. Este un moment mai mult neplăcut. Eu nu aș spune că de frică, pentru că mai ales un medic care de acum a văzut moartea de multe ori, adică a cercetat-o și așa mai departe, nu poate să stea. Cu atât mai mult, că noi doar știm că nu vine nimeni niciodată să-ți facă rău. Chestia cu cimitirul și altele, acolo sunt inspirate, mai bine zis, sau insuflate de filmele horror și așa mai departe, în care eu mă uit cu câteodată și zâmbesc, că mă uit și zic că cadavrul s-a lui retușat nu prea bine, că el merge, dar nu prea seamănă cadavrul. Dar cum? Și acolo ați rămas, erau mai multe cadavre? Am rămas, da, acolo cadavre de jur împrejur. Acolo tot timpul era unica cameră de păstrare, pentru că noi ne-am dezvoltat pe urmă și s-a dovedit, am avut momente când asta a fost insuficient pentru a stoca cadavrele care se adunau atunci, care se stocau la noi. Și am așteptat vreo câteva minute, a venit alt profesor, conferențiar, tot la catedră, și el tot cu aceeași misiune a venit să-și caute, să-și aleagă un cadavru pentru lucruri cu studenți, cu grupa de studenți. A deschis ușa și m-a văzut pe mine, nu leacă palier de față. Da, deci nu l-a speriat asta? Îți imaginezi, deschizi... Nu, a fost o surpriză și pentru dânsul, dar, mă rog, el cu mai mare experiență ca mine și așa mai departe. Și eu i-am spus că foarte bine că nu mi-a deschis el. Da, iată, asta a fost un moment, dar a fost un chiar stresant, care eu singur m-a trecut fiore, fiind la începutul lucrurilor, dar cum n-a fi, ziua în amiaza mare, cu infirmiera, autopsiera alături de mine, la noi, procedural, când se dezbracă cadavrul, se dezdoaie mâinile în toate articulațiile, se întind în sus, vertical. Și se așează masa de autopsie și câteodată mâna rămâne în poziția asta. Deci nu se alătură înapoi la corp. Și eu încep autopsie și aici o leacă zgâlței. Și vara, închipuiți-vă numai în halat, pe piele goală, și mâna face hop! Și parcă mă înșfac așa de talie.
E că asta a fost un stres superb, așa. Deci mâna cadavrului va apuca de talie? Da, da. Eu l-am zgâlțit, ea a venit la poziția ei normală. Dar venind, m-a găsit pe mine ca obstacol între corp și între... Și desigur că s-a oprit la mine în regiunea lombară. Poate să stea inima. Și eu atunci, încet și oră și încet și oră, am cârnit cap și mă uit, într-adevăr, e mort. E mort, hai mai departe. De-am venit... Și acum le spun și la student întrebarea asta, că e în același timp și e hazli, în același timp și dă impresia despre situații când nu sunt prevăzute și neașteptate. Și... Haideți să analizăm cum ați ajuns până aici și în acest domeniu. Deci de ce medicina? Ce v-a determinat să o alegeți? Vă spun sincer, asta eu o spun la fiecare grupă de studenți la Academia de Poliție, cum am ajuns eu în medicină legală, pentru că eu în medicină nu vroiam în genere să vin. Nu vroiam, nu era pentru mine. Eu vroiam atunci, la vremea aceea, în 76, când am terminat școala medică, noi nu am făcut liceu, și așa mai departe, în anii aceia. Eu mă gândeam la limbi străine, care le iubesc foarte mult, mi se dau foarte ușor, și îmi place să le vorbesc și așa mai departe. Dar, într-un fel, iute de caracter, nu-mi place să stau mult locul și stau prin rânduri și așa mai departe. Și s-a întâmplat așa, că eu nici nu m-am dus la Bălți, că aveam locul 2 pe Republică la limba franceză și mă așteptau cu brațele deschise. Eu treceam fără concurs, la Chișinău, la capitală, cum așa. Dar la capitală, la Universitatea de Stat, rânduri, o grămadă de al de mine, la Alecu Rusu, același lucru, de-am gândit că, dar ce numai decât limbele? Uite, apare informatica. Simțeam eu că informatica o să fie foarte importantă în viitorul apropiat. La UTM, peste tot același lucru. Ideea să vedem și la medicină. Tot ne pe drum, Ștefan cel Mare. Intru la medicină, nu o să credeți, holul aproape pustiu, stăteau oameni și așteptau jertfă, cum spunem noi. Deci în perioada aia nu era atât de popular. Ia uite și de bine. Erau pur și simplu puțini, pentru că la medicină ca atare, în primul rând, treceau cei care aveau stagiu de muncă, care aveau, și mai ales care făceau o facultate specială de pregătire în cadrul universității. Uh-huh. Și îi dădeau examene și automat erau în toamnă incluși în... Dar noi eram undeva 5%, se dădeau pentru ăștia care numai ce au terminat școala. Măcar că noi, teoretic, pregătiți eram cei mai puternici. Eu m-am convins de asta pe urmă. Cu excepția celor care au făcut colegiul medical. Și dau documente, zic, nu-i nimic. Și logica asta am văzut-o la mulți studenți. Începem de aici și mai departe să vedem noi. Dar iarăși vine soarta, că nu este vorba de coincidență. Trebuie de analizat atent întotdeauna și... Așa s-a primit, că în anul întâi nu am putut locuiesc cu colegii mei în cămin, nu s-a primit că nu erau locuri, nu știu mai, și mi-au dat un loc cu anul 6. Și am trăit alături cu un coleg actual de meu, care tot e medic legist, și eu la dânsul, fiind cititor în răit, văd eu o carte tare interesantă, cu cadavre cu cuțite fipte acolo, cu una alta, și eu am văzut, zic, dă-mi te rog să citesc, Kiril Ivanovici, dă-mi te rog să citesc. El așa e interesant. Păi, fiule, tu n-ai să înțelegi nimic acum. Zic, eu și n-am să înțeleg, am să vin la mătă și am să te întreb. Că eram respectuos, eu am întâi și anul 6, vă dați seama. Am citit manualul de medicină legală, după care am învățat și eu la anul 5. Și așa de tare mi-a plăcut și am zis că, ia că asta e pentru mine. Căutarea, pentru că asta, într-adevăr, este ca o enigmă întotdeauna, care trebuie să cauți, să găsești, să demonstrezi. Nu, pentru mine asta a fost mai citisem eu, mă rog, multe romane, detective, polițienești și așa mai departe, și acolo câte o leacă se vorbește de lucrul nostru, dar foarte multă intrigă este în chestia asta. Și uite așa, am ales. Deci asta e o pură întâmplare. Am dus, nu? Asta e soarta. Și ideea asta am dus-o până la anul 5. Am, la prima repartizare, după cum v-am spus, am zis că eu vreau să fiu medic legist. Și la anul 6, de acum, repartizarea finală,
Și unicul loc, adică erau două locuri pe atunci, unul în Vulcănești și unul în Râmnița, dar clar că eu l-am ales, eu fiind din Rășcani, nu am vrut, din toate punctele de vedere, nu am vrut să mă duc la Vulcănești. Nu că oricum e ceva departe. Special. Să fiu mai aproape de casă, de părinți, într-un fel. Și ați lucrat acolo 5 ani. 5 ani, da. 5 ani și cea mai bogată experiență, prima mea experiență și eu consider că acolo se face experiența și acolo devii sau nu devii profesionist. Pentru că acolo ești numai tu. Dar cât de populară era atunci specialitatea asta, medicină legală, printre studenți? Nu era populară. Eu am să vă spun, pe timpurile cele, toți vroiau chirurgie, toți vroiau obstetrică și ginecologie, nu știu ce, numai nu morfopatologie, numai nu medicină legală și restul. Și de aia în serviciile astea veneau, nu cei mai puternici, hai să spunem așa. Ce rămânea, da? Deci... Da. Dar mie mi-a plăcut mult și... Eu, iată, până în ziua de azi lucrez și niciodată nu-mi permit să fac ceva superficial. Eu întotdeauna mă stărui să găsesc ceva și nu văzut nimic până la mine. Cadavru a fost înregistrat. A fost păstrat în frigiderul din morg. A doua zi vine medicul legist. Îl ia. Care este procedura? Ce instrumente sunt folosite pentru autopsie? Deci, șeful de secție face repartizarea. Fiecare, eu știu, fiecare. Să zicem că un medic legist primește un cadavru să facă autopsie. El ia cunoștință din tăi, scoboară jos, preîntâmpină infirmierul că acușul să înceapă lucru, să fie pregătit și face cunoștință cu materialele documentare care sunt, dar și în primul rând cu ordonanță. Să vadă despre ce este vorba. Când este și fișa medicală, el numai decât o citește, o studiază înainte de a începe autopsie. După ce terminat studiul documentelor prezentate împreună cu cadavrul, el scoboară și începe autopsia propriu-zis, care se face din, hai să zicem așa, din două etape practice. Este examenul extern, nu se face nicio incizie, nimic, dar se începe cu cercetarea hainelor, cu cercetarea leziunilor, murdăririlor de pe haine, pe urmă se studiază modificările cadaverice și toate astea se conspectează cu indicarea timpului și așa mai departe. Aveți reportofon acolo? Să folosesc și reportofane, da, să folosesc și însemnările, pentru că acum sunt elaborate și niște forme speciale de lucru, un fel de maculator, hai să-i zicem așa, care se asociază cu, se afiliază exemplarului 2 a raportului de expertiză judiciară și este un document care confirmă că și e scris în raport, expertul a văzut și uite că e scris și în Cernovicul ăsta de lucru. Și desigur că la extern studiază leziunile corporale dacă ele sunt. După ce expertul termină cu examenul extern, după cum v-am spus pe toate etapele, el clar că procede numai decât la autopsie propriu-zisă, pentru că cercetarea cadavrului fără incizii nu este posibil. Mai mult ca atât, în anumite situații, noi cercetăm și cei ce nu se cercetează de obicei. Dar să începem cu standardul care este în medicina legală. 3 cavități. Craniu, toracele, abdomenul, bazinul mic. Obligatoriu la fiecare autopsie. Indiferent de ce dat el în spital, se cunoaște ceva, nu se cunoaște, strivit, nestrivit. Asta e obligatoriu. Ceea ce nu este în morfopatologie. Morfopatolog, dacă a găsit cauza decesul, să zicem, din partea inimii, el mai departe nu face, ca poate să-l ies întreg sau viceversa. Dar la noi asta se consideră autopsie medico-legală de plin, deschiderea acestor cavități. În situații deosebite, noi facem mai multe incizii și atunci ne băgăm practic peste tot. Să zicem că este vorba de accident rutier, atunci se cercetează și țesuturile moia spinării, picioarele, mai ales unde este suspecția de fractură, mâinile, picioarele. Deci, poate fi și așa un caz că să nu rămână un os ușor necercetat. Pot fi și așa caz. Dar medicul legist trebuie să fie atent ca să nu dăuneze cumva cadavrului, să nu îl deformeze? Există o anumită procedură? Deci, ce aici facem noi întotdeauna, noi ne stăruim de sigur că să păstrăm careva aspect estetic. Deci noi nu facem hara-para, sunt tehnici și incizii care sunt recomandate de literatură și mai departe. Și noi ne stăruim întotdeauna să păstrăm cât mai mult aspectul natural a persoanei, să nu se vadă nicio incizie în principiu,
că noi o preparăm și pe asta care se face pe cap, pentru că, mă rog, nu putem să nu, să nu cercetăm cap. Dar chiar și incizia mediană care o facem noi, care merge practic, ar trebui să meargă de sub bărbie până la oasele pubiene, noi ne storim să-i dăm drumul ăla mai jos și expertul, așa, ca pe întuneric, el face lucru, cum să spune, știind ce e acolo și el face tot frumos. Deci noi ne stăruim întotdeauna să păstrăm la maximum estetica feței, corpul și așa mai departe. Asta e cumva și etica profesională, pentru că chiar dacă este persoana decedată, oricum există un anumit respect față de... Păi da, la noi nici de cum nu se glumește, nu se vorbește. Eu și cu studenții vorbesc de asta, niciun fel de grume, de prost gust, acolo lângă cadavru. Asta a fost o personalitate, o trăit, ceva pe pământul urma lui a rămas. Deci numai decât, nu ne, cum să vă zic eu, nu îi primit la noi așa ceva ca... Noi din contră ne stăruim. Eu vreau să vă spun că iată a fost în 2009, l-am mormântat pe Grigore Vieru, o jumătate de zi noi l-am pregătit pe dânsul de mormântare la noi, la centru. Am asistat eu ca, mă rog, vicedirector atunci era colaborator șeficiorul lui, Călin, mi se pare. Și cum zicea el, noi așa și întorceam, așa freză, așa părul, așa, și a fost machiat, pentru că el a avut excoriație extinsă în regiunea feței și... Și pe urmă, cum să vă spun, asta tot e lucru și asta e tot mai ales că atunci o țară întreagă a venit să-l vadă și da, să-l petreacă pe ultimul și drum. Și nimeni a observat careva consecința traumatizării care el a suportat. Totul s-a făcut foarte atent. Mie nu-mi place politizarea în asemenea lucruri, în asemenea cazuri. Iată, asta vă spun de... Dar cum anume se politizează? Păi, e destul de simplu. Pentru că dacă sună cineva... Nu. Să dau niște versii. Apare el parcă așa din nimic. A fost organizat accidentul. Că... Și multe de tipul ăsta care duc la... Măcar că eu vă zic că dacă știți că nu au fost evenimentele cele de tristă faimă, se pretindea că au fost trei cadavre, deci trei persoane că au fost omorâte din diverse locuri, unul inclusiv că a fost aruncat de pe un stâlp lângă gara de nord. Asta când? La ce eveniment? Asta când au fost evenimentele din aprilie și așa mai departe. 7 aprilie 2009. Da. Când am avut și o victimă care pe urmă a fost din trânsă s-a făcut idol național. Valeriu Boboc. Da. Presiunea era foarte mare. Dar vă spun că până în ziua de azi noi am făcut autopsii repetate în comisie la cadavrele exhumate în toate aceste trei cazuri care se pretindea. Pentru că vă spun, unul a fost găsit în lacul de la primul după Chișinău, la Dânceni. Deci, în nec. Unul se pretindea că a fost aruncat de pe stâlp, în orice caz că a fost omorât și așa mai departe. Și s-a scenat că el a căzut de pe stâlp. Și al treilea, dacă nu mă înșal memoria, a fost găsit persoană spânzurată în una din clădirile nefinisate în Chișinău. Și ce ați constatat atunci? În toate trei cazuri am făcut autopsie repetate, cu participare serioasă. Și noi am demonstrat negru pe alb, că nu poate fi de niciun fel de omor. Că aici e nec clasic, că din cu acea cădere de la înălțime, într-adevăr, cu aterizare pe picioare, vă spun, s-a făcut lucru legea artes. Și eu niciodată, eu stimez toate specialitățile, dar trebuie să mă stimez și mine egală măsură. Dacă eu am zis așa, așa. Dar ce a fost în cazul lui Valeriu Boboc? Acolo s-a discutat foarte mult despre faptul că organele de poliție și tot așa, deci... Până la urmă, ce a arătat expertiza? Că a fost violență, indiscutabil că a fost violență. Eu nici nu... Nimeni nu poate să te gădui, pentru că odată ce sunt leziuni corporale cauzate prin anumite mecanisme, nu mai poate fi vorba de. Însă, cum să vă zic eu, după cum ați văzut, o cauză de deces a fost destul de interesantă. Stop cardiac post-traumatic. Pentru că au fost aplicate lovituri în proiecție cordului, care au lăsat
Că la început se pretindea și la mai mult, că au fost și la bază craniană și așa mai departe, dar... Apropo, pe urmă, a fost invitat un specialist din Anglia, morfopatolog, printre altele, și el, în principiu, la toate, a confirmat același lucru care l-am dat noi. Până la urmă, Valeriu Boboc a fost bătut, a fost da? Bătut și din cauza da, acestor bătăi da, da, i s-a da, da, oprit inima. Sigur, sigur. Dar, cum vă spun, în medicina legală sunt multe situații care le cunoaștem numai noi. Noi nici nu stăruim, să nu vorbim prea mult de asta. Că sunt, mă rog, zone și ocogene pe corpul uman care le cunosc unii care au pregătire specială. Nu, mă rog. Dar iată cazurile astea care cumva sunt de rezonanță. Ele trebuie analizate mai minuțios foarte în contextul în care se vorbește atât de mult despre omor, despre înscenarea unui accident. În cazul lui Grigore Vieru, cazul a fost accident, cauza decesului? Traumele în timpul accidentului? Traumatism sau... produs în timpul accidentului, sigur că da. De ce s-a produs accidentul? De asta nu-i treaba noastră. Sunt alți colegii noștri experți care trebuie să decidă. A fost așa un caz tot interesant, când un ministru a sănătății a cumpărat o vaccină pentru să vaccinau contra tuberculoză. Mi-a să știți că la noi ia vaccina asta se face 3 ori. Este program național de imunizări și mai departe. Dar, iarăși, din anumite chestiuni politice, uite, vaccina cei care a fost cumpărată din Iugoslavie a început să facă niște consecințe foarte tragice. Aici, la noi, în Moldova, au rămas și copii invalizi. Și procuratura s-a autosesizat, dar se cerea să lămurească faptele astea. Și atunci... Actualul director era domnul profesor Baciu, care a fost specific, procuratura a cerut o comisie a Ministerului Sănătății Multilaterală, dar președintea comisiei să fie medic-legist. Și atunci domnul profesor m-a înaintat pe mine și iată atunci noi am lucrat o săptămână de zile cu acest caz și noi atunci ne-am lămurit într-o săptămână de zile care a fost cauza reală a complicației. Și care a fost? Nu a fost calitatea vaccinii, a fost calitatea sănătății noastre. Deci, ca să înțelegeți, vaccina care se utiliza la noi încă de pe timpurile sovietice, se prepara în Ucraina, la Harkov, și, să zicem așa, într-o doză era un număr oarecare de corpuscule, de microbi atenuați. În cei ce am printuit din Iugoslavia era practic de 10 ori mai mult. Și adică era mai de calitate. Era mai virulentă. Nu că mai de cape. Noi eram deprins să fim vaccinați cu apă chioară și nu aveam niciun fel de complex. Era numai niște consecințe obișnuite pentru vaccina asta și mai mult nimic. Dar aceea a fost cu mult mai virulent. Ea era bună pentru sănătatea celor din Europa. Și nimeni nu s-a gândit la asta. Vedeți că nu a putut nici ministru să prevadă chestia asta că, uite, care e doza concretă la vaccina asta și consecințe o să produc și așa mai departe. Și iată atunci, eu am fost în delegația care guvernamentală, să-i spunem așa, am fost în Franța, în Paris, și am fost la una din reprezentantele concernului Pasteur Mirio Cano, care tot făcea vacciză, pentru că noi am constatat că cea mai inofensivă pentru noi era vaccina franceză. În vizorul nostru atunci au fost vreo 5 vaccine care se utilizau în Moldova, dar cea mai virulentă a fost asta din Iugoslavia, într-adevăr. Dar asta în ce an s-a întâmplat? 98. 98? Da. Și, deci de la independență încoace, practic. Și câte decese au fost? Deci, Au fost complicații serioase, pur și simplu. Ca să înțelegeți, locul de injectare a vaccinii se împuruiau, se făceau abcese și așa mai departe. Ceea ce nu ar trebui să fie. Reacția trebuie să fie cu mult mai blândă. Adică o mică roșață, o mică supărare acolo și într-o săptămână de zile s-o termina. Ce se întâmplă cu organele care au fost scoase din cadavru în timpul autopsiei? Deci tot ce cercetăm noi, cu excepție la mostrele care sunt prelevate pentru cercetări ulterioare de laborator, se pune înapoi în cadavru. Nimic nu se extrage. Creierul în cutia craniană, tot ce a fost în cutia toracică și așa mai departe,
totul se pune înapoi. Pentru că, eventual, nimeni nu poate exclude că nu poate să fie dispusă o expertiză repetată a cadavrului. Și atunci ceilalți ce trebuie să cerceteze? Așa că aici e indiscutabil, din cadavru nimic nu se scoate. Dar ce faceți în momentul în care cadavrul are implanturi mamare? Ați avut situații din astea? Femeie cu implanturi mamare? Ceea ce este acolo și rămâne și rudele apropiate de ce se fac mai departe. Am avut și lucruri serioase care, eu știu, de exemplu, dacă ați auzit, este aparat special care spune sub piele și dirijează cu ritmul inimii. Sunt mai multe de tipul ăsta, dar rămâne acolo. Nu este problema noastră. Noi pur și simplu spunem și rudele decid ce să fac cu ele. Că sunt și unele, sunt și cazuri când el ar putea fi refolosit. Eu asta, la asta mă refer. În rest, o proteză de valvă cardiacă și mai departe, el nu trebuie la nimănui acum. Asta înainte era deficit. Acum... Dar pentru ca să luați un organ ca obiect de studiu la universitate sau pentru studenți, să-l păstrați, e nevoie de anumite permisiuni? Cum funcționează? Deci, sigur că da. Sigur că da. Și pentru cercetarea științifică și studențească și, mă rog, la noi cum pot fi făcut teze dacă noi să lucrez, teze de doctor în științe, doctor habilitat, dacă noi să lucrez cu... Mă rog... Întotdeauna ne uităm ca chestia asta să nu împiedice interesele organului de justiție. Pentru că la unul care a fost, eu știu, accidentat cu un obiect ascuțit și mai departe, noi nu o să mai luăm organul celălalt. Deci, problemele care nu prezintă, hai să spunem așa, un aspect social de altă natură, unde prelevarea asta de organ nu o să trezească niciun fel de dubii sau, eu știu, întrebări. Și se prelevă. Noi, cum să vă spun, chiar donăm complexe de organe pentru Catedra Anatomiei Normale a Universității de Medicină, că ei, din altă parte, nu au de unde să-l iei. Adică, da, ei apelează și la morgile, cum ați spus, obișnuite, adică la secțiile de morfopatologie din spitale. Dar la noi este un volum mai mare de lucru și e mai mare probabilitatea. Și atunci, da, dar numai decât consemnăm asta în raportul de expertiză. Dar câte autopsii ați avut cele mai multe într-o zi? Eu personal, lucrând la Râmniță, am avut 12 autopsii într-o zi. Eu în ziua aceea numai autopsii am făcut, da. Deci nu am lăsat îmbrăcămintea specială. La amiază, sora medicală mi-a pregătit un ceai și niște tartine și am continuat autopsiile. În ziua aceea am avut practic toată medicina legală. Și accident rutier, și leziuni termice, și umor, și intoxicații, și plagă de cuțit, adică obiect ascuțit, cum spunem noi. Cu ce se încheie autopsia și cum este pregătit cadavrul pentru mormântare deja? Pentru că sunt și serviciile astea oferite în cadrul Centrului de Medicină Legală și nu doar acolo, și la alte morți. La solicitare. Dar dacă, să zicem așa, că rudele nu solicită nimic. Uite, expertul a terminat autopsia. Da, el a luat în băncuț, în tot ce i-a trebuit lui pentru cercetările suplimentare. Aici lucrurile s-au terminat. Mai departe, obiectele astea, mostrele astea biologice, o să ajungă în laboratorul care trebuie, asta totul e pus în sistem. Mai departe se începe lucrul autopsierului infermier, pentru că el, când pune totul la loc, după cum am spus, scoate tot sângele suplimentar care poate să-l scoată, cu cârpa, cu asta, ea, spală cadavrul, coasă cu o tehnologie specială, după cum v-am spus, și se stăruie ca toate tăiturile astea să fie cât mai puțin vizibile. Noi, în principiu, evităm să facem incizii pe părțile deschise ale corpului. La nivelul labilor mâini, la nivelul feței și așa mai departe. În cazuri foarte rare, pentru că sunt și aici metodici care pot să cercetez în spatele pielei și pe urmă spui totul la loc. Dar asta, cum să vă spun, cere timp și trebuie să cunoști. Și cere și experiență. Obligația noastră e să-l dăm cusut, curat și atât. Așa, dacă serviciile astea la solicitare, cu îmbrăcarea și cu aranjarea. Dacă vor, deci cadavrul poate fi machiat, poate fi coafat și da, da. Ce se mai face? E,
când este vorba, încă o dată repet, leziuni multiple, mai ales în regiunea feței, atunci, mă rog, noi într-un fel, colaboratorii noștri sunt și chirurgi esteticieni, că fac incizii mărunte, cum se spune, microscopice, și fardează, le machiază, și stărui cât mai mult să-l readucă la o priveliște normală, la o învățare normală. Dar, vă spun, ăsta e lucru migălos și se face în cazuri destul de rare. Și pentru asta rudi la chetul suplimentar? Sau care este procedura? Fiecare din procedurile care noi putem să le oferim are costul ei. Este preț curantul de stat. Deci sunt prețuri care sunt afirmate la nivelul Ministerului Sănătății și care sunt deschis. Oricine poate să uite, să le citească. La noi, în genere, fiecare... Și acolo este menționat, deci machiaj, da, coafură, da. Vopsirea unghiilor. Fiecare poziție este menționat. Cât ar costa, iată, să aranjezi un cadavru pentru o mormântare cap-coadă? Femeie, bărbat? Nu mai mult, undeva la 1500 de lei, cam așa. 1500 de lei? Da. De regulă, rudele vin întotdeauna spre seara sau vin dimineața de vreme și de acum totul e pregătit, infirmierul autopsier nu mai eliberează cadavrul. Deci noi nu avem momentul ăsta permanent, zicem că trăim în atmosfera asta, că iată, aici pe unul spală, pe aici îl coasă, acolo îl pune în sicriu și nu. Nu. La noi sunt și zile când practic nici cadavrul nu vezi, pentru că noi. Dar sunt zile, cum îmi povestesc noastră, acum câțiva ani, ar fi la... după sărbători. Atunci da. Atunci se lucra, cum vă spun, sarcina era mare, pentru că închipuiți-vă, chiar și noi, Chișinău, dar să te ridici la 40 de autopsii într-o singură zi, noi nici nu reușeam toate. Dar asta este specific, pentru că acum, cum să zic, când sunt sărbători la rând, iată, la Sfintele Paște și mai departe, când se primești într-un fel 3 zile la rând, atunci se fac stocurile. Și atunci erau foarte mari. Acum nu se mai fac, vă spun, să fac o leacă de regulă în care cadavre se orientează la medicina legală. Practic, numai moartea violentă, evident, sau unde este o suspecție rezonabilă că poate fi moarte violentă. Ce cazuri v-au marcat cel mai mult în toată experiența profesională? Sunt multe, cum să vă spun eu, expertiză, cazuri de expertiză unde... Ați schimbat mersul anchetei? Concluzia, da. Unde concluzia a fost definitorie în rezultat. Și atunci te simți într-un fel mândru că, uite, ai izbutit să demonstrezi adevărul. Dar sunt cazuri care, cum ați spus, te marchează, dar în sens negativ, care te stresează și nu e expert care să nu treacă prin asemenea cazuri. Cât de mult n-ar lucra? Pentru eu când am lucrat, iată, am avut în toată experiența mea, când își făceam autopsii, ieșeam la fața locului ca specialist, două cazuri din astea care m-au marcat și au fost copii. În anii 90 tot au fost un caz la Ciocana Veche când au fost omorâte două fetițe. Clasa 4 sau 5, eu nu mai țin minte. Au fost invitate de un tip sub anumit pretext în apartament că să-l ajute să facă curățenie și le-a maltratat. Și Viola acolo a fost omorâte, însângerate și în starea asta aruncate pe terenul școlii alături de casele de locuit acolo. Doamne, eu vă spun drept, am fost, fetițele cele erau ca fetele mele la acea vârstă, fetele mele de gemene. Și asta m-a afectat pe mine în planul ăsta personal. Că eu m-am tot la serviciu, vreo două zile nu puteam lucra normal. Înțelegeți? Nu se lega lucru, cum mai spun câteodată la noi. Și un caz similar am avut tot la sfârșitul anilor 90. Un individ care cândva a avut și anumite probleme cu sănătatea psihică a înjunghiat într-o noapte familie. Dar deci a fost vorba de soția lui, mama, soacră și doi copii. Copiii au decedat pe loc, dar eu mi-am închipuit atunci ce o simțit copilul și ăla când noaptea l-a înjunghiat tatăl, taică său.
Iată, este într-adevăr momente stresante, pentru că cel mai mult afectează copiii, că ei sunt inocenți, ei nu sunt vinovați cu nimic. Și iată așa un sfârșit. Nu știu, dar asta, vă spun, iată, este două cazuri. La multe cazuri care poate altcineva s-ar stresa, că, mă rog, noi tot avem diferite, am avut niște femei în vârstă care expertul a descris, a depistat și a descris aproape 100 de plăgi făcute cu diferite obiecte și așa mai departe. Asta nu te marchează așa de tare când o moarte care întrerupe firul cuiva care nu a văzut nimic în viață. Deci un viitor. Doamne, păi și iată, niciodată nu știi, venind la lucru, ce o să fie astăzi, ce situații se pot întâmpla, ce decese și tot felul de omoruri care au loc. Asta-i... Eu aș vrea să ne spun și altceva, ce aici se vede în viața noastră contemporană de astăzi. Când am început eu să lucrez, nu făceam internatură, era alt sediu la Centrul de Medicină Legală, pe strada Belinski, 4. Când era un omor, dar asta era excepție, era câteva omoruri pe an. Și iată, eu țin minte un omor care a fost, o fată tânără a fost strangulată cu un colant într-unul din parcurile Chișinău. Toți de la portar, toți au trecut pe la morgă să uită la dânsa și să compătimească. Ce oameni fără milă, fără inimă și așa mai departe. Acum noi avem viceversă. Uite, o săptămână a trecut nici un omor. Deci lumea s-a deprins cu chestia asta. Mai ales în anii 90 s-a deprins cu atrocitățile astea care erau atunci și omorul. Deci atunci erau mai multe omoruri. Da, noi am avut atunci. Un număr aparte nu pot să vă spun că într-o lună de zile când e concediul nostru, dar dacă te ridici la vreo maxim, la vreo 30-35 de cadavre. Dar cifra care mie mi s-a întipărit, pentru că toți 5 ani de zile eu am făcut durerile de seamă pe lucrul efectuat, eu vă spun, eu am avut sarcina mea anuală, era în jur de 245-250. De autopsii? Autopsii, da. Dar acum aveți o cifră aproximativă măcar, câte autopsii ați făcut în toată cariera de medic legist? În toată cariera trebuie să fie sub 2000. Dacă luăm în considerație de acum cât am lucrat în Chișinău pe urmă și în calitate de asistent la catedră, pentru că autopsii tot una faci cu fiecare grupă. Și apă, ca să iei un supliment de salariu, iei unii liber, iei o jumătate de salariu acolo și faci autopsii. Asta e incredibil, aproape 2000 de autopsii. Dar care este cea mai frecventă cauza decesului? Dacă vorbim totuși de violență sau de forțat. Dacă să vorbim de moartea violentă, în principiu, după ultimii ani, noi avem traumatism produs cu obiect dur, contundent, obiect blând. În cap, lovitură? Are importanță. Aici se include și accidentul rutier și căderi la înălțime și... Cele mai neobișnuite lucruri pe care le-ați găsit în timpul autopsiei, ce au fost? Un veteran de război, care a îmblat până atunci cu un glonț în inimă, jumătate afară, jumătate înăuntru. Asta a fost unicul caz. Un glonț în inimă și, da, și bărbatul a trăit. A trăit după război. Dacă eu am trecut la Chișinău în 88, e ca pe campici, 88-89, el a mai trăit încă 40 ceva de ani cu glonțele în inimă. Dar cum explicați asta? Asta e posibil? E posibil. Organismul nostru are capacități mari de rezistență. Și aici eu vreau să vă spun că cred că eu așa mă gândesc că chirurgii nici nu au încercat, pentru că au văzut că la dânsul hemodinamica e stabilizată, cred că nu a avut complicații grave. Și glonțul ăsta a stat ca un cep în butoi și nu a permis hemoragiei să dezvolte. Așa mă gândesc eu. Pe urmă, organismul lucrează cu asta, încapsulează, repară toate deficiturile astea de țesut creat și el a trăit cu dânsul. Și am mai avut un caz unde tot, pentru mine a fost un interes deosebit. O femeie în vârstă, asta a fost un caz din Râbniță când am lucrat eu, am găsit
trei ace de cusut vechi, ruginite de acum, dar care aveau diferite străpungeri, unul era înfipt în ficat, unul în pancreas, vă închipuiți din stomac în asta. Și m-am interesat de istoria acelei femei și mi s-a spus că cândva ea făcea avorturi criminale. Ei știți că este așa o meserie, mai ales în anii după război, asta ea, și ea a stat la închisoare, a fost condamnată pentru asta. S-a depistat faptul ăsta și a fost condamnată. Și cred că, eu așa mă gândesc, fiind acolo, eu știu, poate a avut scop de suicid, dar a înghițit acele aci. Dar uite că a rezistat. Și a trăit toți ani până la adânci bătrâneți să moară de alt caut. Așa că organismul nostru câteodată e destul de interesant în sensul ăsta de rezistență. Am încă o curiozitate. Ce se întâmplă cu cei care se sinucid? De ce ei ar trebui să ajungă la centrul de medicină legală sau la un medic legist? Când omul a fost găsit spânzurat, nu știu, undeva în parc? Deci, în primul rând, vreau să vă spun că suicidul este moarte violentă și obligatoriu, el trebuie să fie cercetat. 100% de cazuri de către noi. Și nu numai atât. În fiecare caz, la locul faptei, trebuie să fie invitat strict, obligatoriu, expertul. Adică specialistul, medicul legist. Pentru că în viață se întâmplă multe și poate fi un caz camuflat, un caz de omor camuflat sub spânzurare. Mai este spânzurare accidentală și sunt detalii. Spânzurare accidentală, asta ce înseamnă? Că nu a fost intenție de suicid, dar în anumite condiții tehnice, da, omul nimerește în... Aha. Deci așa s-a pomenit, nu că a organizat el să sperie pe cineva sau nu, să amenințe. Dar cum depistați o situație în cazul în care s-a stabilit că a fost suicid și după aia el a fost ajutat de fapt să facă lucrul ăsta? Sau cineva... Păi, în primul rând, știți cum am vorbit, nu poți să afli toată informația dintr-o singură examinare la fața locului și imediat după cercetarea pe masa de autopsie. Plus la asta lucrează doar și ofițerul de urmărire penală. Pentru că el se trebuie să înțeleagă, caută motivele, vorbește cu rudele, cu cei apropiați, se uită dacă, mă rog, a fost sau nu a fost scrisoare de adio, bilețelul de adio, și numai la sfârșit după asta să ia decizia că a fost sau nu a fost și cazul se clasează. Pentru că este destul numai să zicem noi, medici legiști, să spunem că este un scenariu, că urma lăsată de la laț este post-mortem, s-a format după moarte. Asta puteți stabili cu exactitate? Da, putem stabili și mai ales dacă mai stabilim că el a murit de intoxicație cu ceva sau un altă. Deci sunt variante. Iată, eu am să vă dau un caz care m-a pus pe gânduri într-un fel și iată, de atunci, după cum v-am spus, nici nu vroiam să aud, dar acum cu atât mai mult nu vreau să aud hard rock-ul ăsta și tot tipul de rog greu. Deci a fost un caz când un tânăr din alt oraș învăța aici la noi la o instituție de învățământ superior și a fost depistat spânzurat într-un dulap de haine cu muzica pusă la urechi și cu un dispozitiv de citire a muzicii cu autorevers. Adică muzica la nesfârșit până nu se termină. De ce el a fost neobișnuit pentru mine, eu n-am înțeles ce nu i-a ajuns la copilul ăsta, că lui s-a făcut toate condițiile. Părinții au închiriat, părinții, cum se spune, nu săraci, i-au închiriat apartament, tot cum scade, la studii mergea bine, dar am atras atenția la un lucru. Stelajuri întregi, pline cu discuri, și m-am uitat așa printre dânsele, că, mă rog, muzica îmi place și mie. Și m-am uitat exclusiv toate, numai cu don, 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 don. Și vă spun, eu cu ipoteza mea a rămas că tipul ăsta de muzică l-a tulburat pe dânsul totuși până la urmă. Și mai ales că sunt niște texte cunosc, acolo. Da. Și din cât cunosc, ofițerul de urmărire penală nu a găsit niște motiv așa serios care să-l fi pus. Pe urmă am avut un copil
care vă spun că nu este bine când copilul este prea excelent din toate punctele de vedere și învață și e ordonat și asta e. Copiii trebuie să facă șote, trebuie să facă străsnei și așa mai departe. Și pur și simplu m-a frapat că cineva din părinți mi-a spus că voi nu știți, copilul meu a fost așa de deștept, că dâns toată viața a fost planificat. El avea de acum totul scris pe hârtie, ce și cum a să fie mai departe. Și asta nu este bine, asta este... Și copilul și-a pus capăt zilele? Un semn de... Da? Doamne. Da? E interesant că nu există o motivație concretă în acest caz, pentru că în unele cazuri, mai ales când e vorba de copii, este vorba de prima dragoste, una alta, asta mai poate fi înțeles. Romeo și Julieta și așa mai departe, dar et chestii de tipul ăsta, asta deodată, pentru mine ar fi fost un indiciu ca pentru un medic, ca pentru un părinte, că asta nu e normal. Nu e normal. Pot stins la ceva, dar imediat apropierea, că vreau să termin universitatea și mai departe să văd un altă, dar tu de acum să știi tot. La ce vârstă este căsătorești, câți copii să ai, unde îi trăiești și așa. Nu, asta nu. Asta nu e bine. Asta nu este un semn de sănătate mentală, dar invers. Investigarea cazurilor de viol. Când vine o persoană vie, cum depistați că a fost viol și că nu a fost un act sexual de comun acord? Noi și acum zicem că în trecut erau violuri clasice, azi numai, cum se spune, când cineva nu și-a respectat obligațiile. De regulă, în cazul de viol, pentru că nu noi decidem dacă este viol sau nu, noi ne străduim ca să dăm informațiile care ar putea să ajute organul de urmărire penală să înțeleagă ce a fost acolo și să confirme sau să infirme faptul înaintat de... Pentru că e clar că atunci când nu o să fie nicio zgâritură, când se va spune că da, eu puțin îl cunosc pe dânsul, dar eu la ora 12:30 m-am invitat să ascultăm niște muzică și așa mai departe, să bem o cafea. Și atunci, mă rog, îți pui și întrebarea. Faptul că noi întotdeauna putem confirma sau infirma actul sexual, dacă a fost săvârșit și în ce formă, și în al doilea rând, leziunile corporale. Iată, asta e tot ajutorul cu care putem să-l dăm. Dar la persoana care noi nu găsim nimic, nici ceva rămas de la agresor la dânsa, sub unghii sau în regiunea organelor genitale, nici viceversa, atunci noi pur și simplu scriem. Nu s-au depistat leziuni corporale și nu s-au depistat semne de raport sexual. Dar aveți des situații când vin femeile și spun că au fost violate și nu depistați aceste semne de viol și ele pur și simplu vor să incrimineze un bărbat, pentru că, într-adevăr, un bărbat se poate pomeni în situația în care femeia de comun acord acceptă un act sexual, după aia există o nemulțumire, actul sexual a avut loc, asta poate să o confirme și medicul legist, dar ea spune că a fost viol. Și pe de altă parte, pot fi femei care într-adevăr sunt violate, dar ele nu îl zgârăie și nu fac nimic pentru ca să nu-l enerveze și mai tare, ca să scape din mâinile lui, dar violul a fost, dar nu există acolo nicio echimoză, nimic altceva. Nu, chiar și în caz de față, cât ceva totuși rămâne, pur și simplu trebuie cercetat cu grijă de la crește până în călcâie. Și este important dacă noi examinăm și violatorul sau persoana suspectă de viol. Dar vreau să vă zic în linii generale, că la momentul de azi, în ultimii ani, violul ca infracțiune este rară și unul și altul este la fel de rar. Și ăsta care se pretinde că a fost viol, dar în realitate a fost altceva. Și, cum să vă zic eu, există câteodată când, cazul când se contractează niște condiții, se invită persoana, condițiile nu se respectă și ea nu primește ceea ce i s-a promis. Bani, deci nu s-a respectat contractul, da. Și atunci, da, ea poate să depună cerere și să încerce să-i pună la respect pe cei care
nu știu cum să zic, au violat-o sau că au profitat de servicii sexuale gratuit. Peste limitele contractului. Și aici vine deja rolul medicului legist, care depistează asta și poate să vină cu expertiză. Noi dăm părere, vă spun, numai pe două întrebări, pe două aspecte. Dacă sunt leziuni corporale, ele au putut fi produse în condițiile descrise de victimă. Și dacă sunt semne de raport sexual. Mai este încă o situație. A avut loc actul sexual, nu există vânătăi sau chestii pe corp, dar persoana și le produce după ce a întreținut actul sexual. Și vine la centru de medicină legală și spune că uitați-vă, eu am și, nu știu, echimoze și așa. Puteți depista că au fost făcute mai târziu decât actul sexual? Automutilare poate fi nu numai în cazul care le-ați numit dumneavoastră, și în alte situații unde cineva vrei să-i faci cuiva nervi sau să răzbune sau să-l impună, să-l șantajeze, eu mi-știu. Sunt multe situații unde, da, mai ales femeile, își produc leziuni corporale de sine stătător, să zgârie și așa mai departe. Dar avem noi metodica noastră de cercetare care să demonstreze și acest lucru. Și pe persoana respectivă e pedepsit? Cumva că ea vine și încearcă să mintă? Da, e clar că ea o să fie pedepsită. Cine declară neadevărul, adică sigur, trebuie să fie conștiente, inclusiv persoanele care se gândesc la asemenea opțiuni. Nu, câteodată interesul personal e mai sus decât legea, mai sus decât conștiința și așa mai departe. Am citit multe cărți care au fost consacrate cazuri de excepție. Dar ele au fost de excepție prin anumite particularități și particularități medico-legale, desigur. Nu prin ceva așa straniu sau cum să zic, moarte în timpul sexului, cum ar fi ca asta, ar fi o moarte. Și ați avut situație când cineva a murit în timpul actului sexual? Da, sigur. Și încă și persoană străină din alt stat. Dar eu undeva am citit despre ceva sau undeva cineva dintre medici mi-a zis, nu știu, îmi pare cu domnul Dumbrăveanu vorbeam, când a avut stop cardiac. Să știți că asta este o moarte, eu i-aș spune, firească. În timpul sexului, da. Deci în timpul sexului să moară cineva e o moarte firească? Da, dar e o moarte firească. Deci eu, uitați-vă încoace, sunt un șir de preparate medicamentoase care au menirea să sporească potența. Aici vorbiți despre Viagra. Bărbații care sunt mai în vârstă și poate și mai tineri și care suferă într-un fel de chestia asta, potență slabă sau în genere lipsă de potență. Ei, da, cu lipsă de potență e clar. Utilizează. Însă preparatele este foarte mult influențează circulația sanguină și pot produce și insuficiență cardiacă acută și infarct miocardic și tromb în vasele cerebrale ale creierului. Și dacă ar fi să citească atent în condițiile preparatelor, găsim momentele astea, pentru că ele sunt momente de risc. Și, cum să vă spun, sexul e plăcut, dar mai scumpă e viața. Cu siguranță, da. Dar cazuri se întâmplă. Chiar mi se pare. Bine, nu poți să o numești cea mai fericită moarte. Dar omul a murit într-un moment de plăcere. Între bărbați așa vorbesc. Asta e moartea. Perfect. Jighită, adevărat. Moartea perfectă e să mori în timpul sexului. Asta e bună. Dar a fost doar un caz sau au fost mai multe situații? Și vorba doar de bărbat. Eu personal cunosc câteva cazuri. Și femei sau doar bărbați? Bărbați. Vorbim despre avorturi spontane și planificate de femeie la o etapă a sarcinii avansate. Puteți depista că acest avort a fost spontan și că a fost provocat artificial de către mamă? Eu nu pot să garantez într-o 100% de cazuri, dar atunci când cazul este recent și ne ocupăm noi de dânsul, noi putem. Putem. Și într-un sens și în altul. Pentru dar că asta, cum? Între asta și constă. Noi avem încă și altceva. Avem pierderea post-traumatică a sarcinii, care nu e în termen avansat, dar în prima jumătate de sarcină și noi trebuie atunci să ne dăm cu părerea, dar cât mai aproape de adevăr că e post-traumatic sau nu e post-traumatic. Și, sunt, vă spun, metodici, culegem toată informația, analizăm sănătatea persoanei,
ne uităm cum a decurs sarcina, ce a avut ea în trecut, partea genetică. Sunt multe chestii aici care trebuie de verificat și la urmă înțelege ce este vorba. Dar, cum spun colegii noștri din România, avortul post-traumatic trebuie să fie în decursul primei suci, în primelor 24 de ore după presupusa traumă, trebuie să fie însoțit de sângerare și așa mai departe. Dacă el de acum vine peste câteva zile și restul, cred că e vorba de altceva. Asta așa, linii generale. Curioasă informație. Acum ceva provocator. Dumneavoastră, în toți anii de când munciți, ați fost rugat să schimbați cauza decesului? Da, credeți că există un morfopatolog ăsta care să nu fie rugat vreodată? Există, desigur. Dar cum se întâmplă asta, domnul Cușinu? Eu vă spun un lucru simplu. Hai să ne uităm așa la, din punct de vedere a religiei. La noi, la creștini, dumneavoastră știți că cel care moare prin suicid, își pune capăt zilor, el n-a să stea acolo unde trebuie. Trebuie mormântat sub gardă. Și rudele ce fac? Hai, ce bă, cum asta? Scrieți acolo pe asta. Pentru că știu și Sfinții Părinți de chestia asta și numai decât solicită certificatul medical constatator a decesului și să uite ce am subliniat noi acolo. Accident, omor, deces și așa mai departe. Și desigur că vine lumea și insistă, dar ei nu înțeleg că asta este imposibil. Da, asta contravine legii. Contravine legii, dar... E posibil de dosar penal. Cum să vă zic eu? N-am văzut încă un medic legist care să cumpere o mină să se așeze singur pe dânsa și să știe că e cândva numai decât că o să explodeze. Deci asta înseamnă că stai creangări sub picioare, dacă absolut, accepti. Absolut. Dar bănuiesc, vin unii și propun și mită. Ați avut situații când zic, dar noi plătim cât trebuie, numai faceți asta ca să... Da, totul să fie bine și așa mai departe. Dar cum omul nostru, cum a fost așa și a rămas? Ca și în filmul Master și Margarita, cum spunea Voland. Da, takie же москвичи, как были раньше. Și cum reacționați? Ce spuneți? Eu vă spun un singur lucru, că... Un medic legist care prin vocație a venit, el niciodată nu poate să meargă la așa ceva. Niciodată. Pentru că asta cum n-ar fi rămâne la, vine la suprafață? Mai devreme sau mai târziu? Eu pot să vă zic un caz din domeniul nostru, când un expert din teritoriu, el nu mai este acum, e decedat și așa mai departe. Făcea abuz de alcool și autopsiile propriu-zis le făcea infermiera autopsier. Și în așa mod au trecut pe lângă dâns câteva cazuri de omor, cauza decesului real, fiind omorul, dar fiind indicat în certificat și în raportul care îl perfecta medicul, să zicem, o ciroză hepatică sau eu mai știu ce acolo. Până când cineva înainte de moarte a hotărât să distăie, nu este să duc o leacă cu păcate mai puține, și o să dă, eu ia că pe cealaltă l-am tăiat în gât, dar pe cealaltă așa, na. S-au făcut câteva exhumări și faptul ăsta s-a demonstrat. Și ce s-a întâmplat cu medicul respectiv? Fost condamnat. Condamnat la închisoare? Da. Dar care este cea mai mare mit care vi s-a propus pentru ca să schimbați ceva în certificatul de deces? Nu. Este o întrebare destul de concretă, cum o puneți dumneavoastră. Deci eu ar trebui să numesc o sumă oricare, dar eu nu pot să vă spun pentru că de fiecare dată mi-a spus că să fii bine, fiți pe pași, să fiți mulțumit. Asta e vorba veșnică moldovană. Da, da. Și noi sunteți categoric. Eu lucrez în Italia și rezolvați problema. Bine, aici e cu cazul de suicid, domnul Cufșinov. Dar în momentul în care e vorba de un omor, știți că acolo interesele sunt mai mari, se implică și oameni mai importanți și influenți. Presiune ați avut din partea unor persoane influente, a politicieni, a conducerii, ca să faceți un pic, nu obligatoriu să schimbați cauza decesului, dar un pic mai atenuant, să fie ca efectiv persoana respectivă să nu primească atât de mulți ani de închisoare. Eu nu aș spune că au fost presiuni, dar ni s-a indicat pur și simplu să fim atenți și să facem obiectiv, și... dar sensul mi se pare că la mesaj era cu totul altul.
Dar aici spune la bătaie reputația medicului. Absolut corect, absolut corect. Și nu uităm că niciun medic nu lucrează singur asta. În primul rând, aici la Chișinău întotdeauna sunt prezenți câțiva alături unul de altul. Și plus la asta, v-am spus, orice cadavru poate fi cercetat oricând după asta și mai ales dacă e vorba de leziuni la nivel de sistem osos, practic asta e probă care rămâne veșnică acolo. Și le-ai scos și... E dacă este, apă este. Mai este încă un domeniu care mi se pare extrem de complicat. Efectuarea expertizei medico-legale după exhumarea cadavrului. Deci aveți des cazuri când trebuie să scoateți cadavrul din mormânt și sau... Nu, astea sunt cazuri foarte rare. Cazuri foarte rare și câteodată ele pot fi impuse de anumite... minusuri care le-a făcut expertul la prima autopsie. Dar ce mai poți depista acolo dacă el deja e în stare de putrefacție sau deja e doar os acolo? Întotdeauna noi ne uităm cât de rațională este de a face acest lucru, pentru că totul depinde de perioada, cât timp a fost îngropată, în ce perioada a fost îngropat, calitatea secriului, despre ce a fost vorba acolo. Pe noi ne interesează întotdeauna mai mult dacă este vorba de leziuni la nivel de, nu, de schelet. Uh-huh. Pentru că asta întotdeauna se păstrează, asta întotdeauna se poate verifica și așa mai departe. Și poți să-l scoți chiar după 7-10 ani și să depistezi ceva? Da, sigur. Ați avut cazuri din astea când s-a schimbat radical după ipoteza? După 7-10 ani nu, dar după 3 ani, după un an și ceva. Și cine solicită asta? Poate solicită rudele apropiate, dar poate solicita și organele de resort. În dependență de ce informație și la cine se strânge. Și ați avut situații când rudele opuneau rezistență să fie exhumat cadavrul? Da, sigur, iată un caz chiar nu de mult l-am avut. Deci este vorba de un tânăr care a murit în teritoriu. S-a presupus că a fost tamponat de un automobil care, din punctul nostru de vedere a comisiei de experți, nu a fost acel automobil și nu i-a solicitat, fiindcă expertul a descris la modul general fracturile craniului, noi am solicitat-o. Și mama s-a opus categoric și instanța nu a permis. Deci n-a vrut. Și cadrul și-a rămas un... Dar cum ați putut depista? Neelucidat până la capăt. Adică o altă mașină a fost, un alt șofer a fost pedepsit sau ce? Fiecare automobil... Nu. Eu nu știu dacă cazul s-a terminat și dacă într-adevăr o să fie considerat făptaș acel care e bănuit, care era bănuit, din câte eu țin minte, nu era inculpat. Însă eu, cum vă spun, am scris cu certitudine că leziunile corporale după caracter și localizare nu puteau fi cauzate de părțile proeminente ale acestui automobil. Asta e o concluzie destul de fermă și categorică și ea nu poate fi dată într-o parte. Și oricum mama a lăsat... Mama, eu nu știu... Vedeți că la țară unii spun că nu e bine să de trivojit osemintele și așa mai departe. Bine, da, asta a fost motivul. Considerent religios. Pentru că eu știu că fiecare mamă vrea până la urmă totuși să știe adevărul. Dar cât de mult contează calitatea scriului în genere? Omul a decedat. Pentru dânsul contează cum este băgat în mormânt. Iată, ori fiecare dată mă întreb, pentru ce unii investesc în scrie gen 1000 de euro, 10.000 de euro, dacă nu mai contează atât de mult cum ești înmormântat, că contează cum ai trăit până atunci. Da, filosofic, din punct de vedere filosofic, asta așa ar fi. Dar să nu uităm că fiecare ne stăruim să petrecem pe cineva apropiat pe ultimul drum, cu cât mai mult, într-un fel, îi dăm un onor pentru ceea ce a fost el în viață, pentru ceea ce el ține a fost în viață. Și dacă merită și este de unii un secret mai bun, atunci trebuie să-l iei, din punctul meu de vedere. Dar știți situații când în timpul vieții n-au avut grijă de persoana respectivă, nu s-au gândit la sănătatea și după aia cumpăr un secret de 10.000 de euro? Ei, asta de acum lasă lumea să-i judece. Eu înțeleg. Pentru că mulți o fac anume pentru ochii celor din jur. Ce să mai spui de faptul când copiii își abandonează părinții decedați și nu vor să iei, să-i înhumeze? Ați avut asemenea situații? Da, sigur, dar ele sunt.
Cum, îi las acolo la centru? Da, îi las și îi înhumează statul. Da? Ei așa își spun, deci îi contactează cineva de la centru de medicină legală și spun că puteți veni să ridicați cadavrul tatălui a mamei, da? Și deci ei nu păi fac sigur, asta. Sigur, dacă el vine singur să iei certificatul, dar nu vrea să ia cadavrul. Înțelegeți cum? Nu, stați o clipă. Deci vine un copil, un băiat sau o fată, ia certificatul de deces și nu ia cadavrul să-l mormânteze? No, așa ceva nu poate fi. Cine ia certificatul, ia și cadavrul. Asta aha, este în mod obligatoriu și iată aici se începe partea interesantă. Că se întâmplă cazul când, da, noi nu avem și nu vrem să-l înhumăm. Atunci nu primești certificatul. Și gata. Eu înțeleg când cineva nu are pe nimeni și îl înmormântează vecinii de la bloc sau... Asta e un lucru normal care există peste tot și la noi la fel. Dar iată atunci când este rudă de prim grad și nu vrea să facă chestia asta. Asta de acum. Da. Și ei unii renunță la certificatul de deces, da? Și pleacă. Păi altfel ei nu pot să-l iei. Sau eu și certificatul și cadavru, numai unul nu. Dar ce se întâmplă în momentul în care pe bune nu are cine să mormânteze această persoană? Cine alocă bani? Statul? Care-i procedura? Dacă nimeni nu este într-adevăr și nimeni nu vrea să facă o caritate, să se ocupe cu înhumarea lui, că eu vă spun, eu de mult locuiesc la bloc și personal când sunt asemenea situații, înțelegi, mă rog, donez, că te lasă inima și în asemenea situații, desigur că noi solicităm permisiunea de la ofițerul de urmărire penală care a dispus expertiza cadavrului. Conlucrăm cu biroul de pompe funebre pe strada Rămânească și odată la o săptămână, două săptămâni, depinde ce avem noi în stoc, vine mașina cu sicrii de la dânșă, îi îmbracă, îi pune în sicriu, clar că nu deșeal de 10.000, dar se respectă ritualul nostru creștinesc de la și până la. Deci și unde îi mormântează? Nu este zona mormântat necunoscuților de la Doina? Nu, cei care sunt cunoscuți li se dă, mă rog, afișează chestia asta, dar care sunt necunoscuți, da, și se duce o înregistrare foarte strictă. Numărul cu tare, descrierea, da, este undeva un catalog? Da, sectorul, locul, tot cum scade. Și rămâne chestia asta în registru. Cât de bine sunt dotate morgile din Republica Moldova? În mare majoritate sub nivel, sub nivelul cel care trebuie. Pentru că ele ar trebui să fie practic peste tot, măcar la un minimum cum este la noi la Chișinău. Cu săli frigorifice, cu mese calitative de autopsie, cu apă permanentă și cu apă rece și cu apă caldă și cu posibilități de a dezinfecta cu tehnică specială pentru asta. Tehnica care e necesară pentru lucru, dar în mare majoritate, vă spun, e într-un fel, nu aș vrea să zic că e dezastru, sunt și locuri unde sunt, e dezastru. Noi am văzut condițiile, da, sunt groaznice, erau undeva condiții că erau șobolani în morgă. Da, șobolani la morgă și la râmniță, eu i-am avut și două cazuri când au deteriorat cadavrul. Șobolanii au deteriorat cadavrul? Da, și îi se bagă întotdeauna la față, nu știu de ce. Nasul, sprâncenele. Da. Asta e foarte deci strange. Asta n-ar trebui să existe, n-ar trebui să fie. Peste tot ar trebui să fie condiții decente de lucru și asigurare cu tot necesarul. Că expertul nu trebuie să ducă în hainele de casă acolo. El trebuie să ducă echipat otinul. De la călcâie până la creștet. Inclusiv bonetă. Aici în Chișinău înțeleg că dotarea este bună la centrul medicinal, da, legal. Noi ne stăruim, adică noi ne stăruim. Mă stărâd și eu cândva cum mă stărui alții, dar sunt condiții necesare și se respectă absolut tot. E bine. Care este volumul de muncă al unui medic legist? De luni până vineri, de la 8 la 5? Cei care fac numai autopsii, fac expertiza cadavrului, deci ziua de muncă la dânșii 6 ore. Și dacă n-au mai mult supliment peste un salariu, deci el de la ora 9 până la 3. Asta e ziua lui de muncă. 5 zile în săptămână. Cu excepția zilei de sâmbătă și duminică. Care sunt riscurile meseriei? Pentru că dumneavoastră vorbeați într-un interviu din 2012, dacă nu greșesc,
că un lucru care încă nu e demonstrat din punct de vedere științific, dar care s-a întâmplat în cadrul instituției pe care o conduceați atunci, Centrul de Medicină Legală, e că trei experți au decedat la o perioadă scurtă de timp și că au avut diferite forme de cancer. Nu există studiu care îți demonstreze legătura directă între meserie și cauza decesului sau faptul că au făcut cancer, dar înțeleg că este riscul de a se îmbolnăvi de cancer un expert în medicină legală? Nu, în primul rând vreau să menționez că la noi există riscuri și există nocivități. Trebuie să le deosebim, pentru că riscurile sunt că noi tot timpul suntem în vizor și noi nu întotdeauna dăm concluzii care satisfacă ambele părți. Și toată lumea știe că noi pot să ne preseze ca să obții, eu știu, o altă concluzie, una altă, să ne manipuleze, ne șantajeze. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi suntem vulnerabili. Statul pe noi nici de cum nu ne apără. Absolut. Adică poate să vină cineva acasă să vă amenințe, de să vă spună. Noi nici nu comunicăm adresa unde locuim. Noi întotdeauna dăm adresa de la serviciu. Corulencu 8 și atât. Pentru că noi ne protejăm. Noi avem și copii, avem... Nu, mă rog. Nocivitățile sunt de altă natură, că în specificul lucrului nostru, iată, vedeți în mod perioada de COVID. Toată lumea a fost stresată. Unii țări nici n-au făcut autopsii. Au fost izolasteți și colegii din... Adică în România tot cu asta s-a început. Sagi dubli și așa mai departe. Dar să nu uităm că au rămas cele care vin mai de mult. În primul rând, hepatită. Hepatită. Foarte simplu să o surprindă. Tuberculoză. Tuberculoză la noi apare în vizor. Ea se transmite și la noi, și după decesul persoanei? La noi au fost medici legiști care au fost depistați cu tuberculoză și ei nu au avut din altă parte unde să o iei, decât de la serviciu. De la cadavru? De la cadavru, da. De la cadavru. Dar, ca factor mai mult, eu nu știu, undeva l-aș duce mai departe la sănătatea psihicului, undeva și lucrul ăsta nostru ar putea să producă și mutațiile astea care, de fapt, sunt cancer. Pentru că mai multe cazuri, în ultima perioadă de timp, și mai înainte, dar și în ultima perioadă, arată că la capitolul este. Și nu peste tot a fost genetic sau eu mi știu. Ați mai avut colegi care au avut cancer și au decedat? Da, sigur, sigur. Și diferite forme. Diferite forme. Și cancer a sângelui și ficat. Aveți adaos la salariu pentru nocivitate? Ziceați că anterior era 30%. Da, anterior noi aveam adaos procentual, acum noi avem adaos concret care de mult nu s-a mai schimbat. 180, mi se pare. 180 de lei? De lei, da. Pentru nocivitate? După asta e ridicol. Noi tot așa spuneam. Că e ridicol. Dar... Nu, că în condițiile astea de muncă mi se pare cine foarte... Cine ne ascultă pe noi? Dar care sunt salariile în acest domeniu? Vorbim salarii... despre salarii medii, nu cele deci, mai mici, cele mai mari. În primul rând, dacă să luăm comparativ, noi suntem acum împuși în minus față de colegii noștri morfopatologi, că dacă să luăm. Pentru că un morfopatolog lucrează pe un salariu și el are undeva vreo 15.000 la mână de lei, eu trebuie să lucrez pe un salariu jumătate ca să am aceeași sumă. Deci, un salariu și jumătate e 15.000 de lei, în jur de... Da. Dar asta e noi foarte puțin. Am rămas în urmă cu salariul. Salarizarea noi o leacă, am mers cu dânsa înainte, prin anii 90, când noi am fost... Când pentru noi au făcut o tabelă specială, experți, în dependență de categorie, de chimie și așa mai departe, și atunci au fost plus. Noi atunci ne-a ridicat. Și am devenit interesanți pentru medici. Și la noi am început a veni. Dar, în ultimul timp, vă spun, noi am rămas în minus, iată, de când mai ales s-a început medicina prin asigurări și așa mai departe, nu, noi nu putem să contractăm asigurările, că ei pe noi nu vor să ne contracteze, că ei ar trebui să ne plătească pentru moartea la domiciliu, de pildă. Că acela e diagnostic și e lucru medical făcut. Că și dacă nu e moarte violentă și noi am depistat un cancer primar, asta ce nu e lucru? E lucru. Păi, mă rog. Păi, dar înțelegeți că asemenea salarii nici nu există motivații să vii în domeniul ăsta?
Nu prea există, dar la noi știți cum e, ca minierul. Alege o singură dată profesia și de acum... Fii bun și descurcă. Nu te mai duci. Sunt colegi, mă rog, sunt unități care au schimbat profilul, s-au dus în business, s-au dus în alte domenii, au plecat și în alte țări, dar ei nu sunt mulți. Dar în străinătate, care sunt salariile pentru un medic legist? În străinătate, eu, cum spun, nici n-aș vrea să primesc un salariu medic legist din Statele Unite. Pe mine m-ar satisface măcar să primesc un coleg de nostru din România, unde salariul variază între 35.000 de lei. De euro. Deci în România un medic legist are între 35.000 de euro. Da. Și în Republica Moldova 15.000 de lei cu un salariu jumate. Da. Nici asta mie, e bătaie de jur. Euro. Dar în Statele Unite e vorba de 10.000 de... Acum medicina legală e foarte scumpă, vă spun din start. Ei mai mult folosesc medicul coroner, cel care în statul de funcție a poliției și vine și cercetează cadavrul, face concluzii, dar când este necesară medicină legală, atunci plătesc bani. Bani buni. Ați avut gândul să mergeți pe psihotare, să munceți? Nu am avut. Dacă ar fi fost posibilitățile de astăzi, mai înainte, cine știe, puteam să nu rămân în țară. Dar chiar și cu experiența dumneavoastră e asemenea salariu? Pentru că vorbim despre zeci de ani de experiență. Inclusiv ați avut funcția de director al Centrului de Medicină Legală. Asta nu se ia în calcul. Asta este realitatea, nu ce să-i faci. Asta este. Și eu, nu uitați că mai am un supliment pentru teza de doctor în știință. Bănuiesc că e foarte mare. A fost mare, iarăși, nu cu regret și nu că, mă rog, dar ceea ce primea înainte un doctor în știință sau un doctor habilitat pe timpul unui sovietic era salariu. Era consistent. Dar acum? Nu, universitatea acum tot mai bine plătește decât colaboratorii universități sau salarii, eu aș spune, foarte bune. Ei se ridică așa, la 20.000. Dar pentru teză cât aveți suplimentar? Dacă nu așa, în memoria, 460. De lei. Da. Lunar. Asta e motivațional, da, cu ghilimele. Da. Dar vă văd optimist așa. Ce vă motivează să continuați în domeniul ăsta? Mă motivează? Vă spun că asta a fost o răscruce într-un fel în anul trecut pentru mine, pentru ultima perioadă. Pensie. Motivează asta și, mă rog, consider că dacă s-a urmat și mai departe cursul respectiv și a primit lumea salarii așa cum mi-au acordat mie pensia, înseamnă că o să fie bine și omul o să continue să lucreze dacă o să-i permită. Pentru că eu am văzut că pentru mine este prea mult de acum un salariu jumătate și încă jumătate salariul la Academiei de Poliție și am rămas pe jumătate. La locul de bază și jumătate salariu ca profesor, ca conferențiar universitar. Adică nu vreți să renunțați? Nu vreau mai mult. Vreau să mă simt și eu un pensionar ca dintr-o țară mai bogat, să-mi permit și eu să mă mai duc la piciorul meu în Suedia, să fac o călătorie pe undeva unde n-am fost. Aveți fiul în Suedia? Asta e interesant, da. Va urma cineva dintre copii profesia? Cu regret, nu. Și parcă una din fetele mele de gemene era foarte aproape, mai cerea să-i aduc niște cărți la lucru, să mă uita și zic, uite, Cătălina numai decât. Și până la urmă s-a dus tot nu departe în psihologie. Ce părere are soția noastră despre ceea ce faceți? Părere foarte bună, pentru că, mă rog, cum noi lucrăm doar pentru adevăr până la urmă și dacă lăsăm un om la libertate, asta nu e mai puțin important decât el să fie sănătos. Dar eu am fost atent cu familia, soția a înțeles corect întrebarea și ea mai mult s-a axat pe lucrul ei profesional. Tot este medic. Este medic radiolog și cu copii și mi-a permis mie să cresc, să mă ocup cu ce vreau eu așa serios. În principiu, când sunt doi medici, e bine, pentru că eu am avut și absolvente a Universității de Medicină, care eu nu înțelegem. Bine, eu un bărbat, dar tu, ca femeie, viitoare mamă, soție, nu cum?
cum tu îi se duci acasă să faci mâncare la copii după ce îi faci autopsie la morgă? Așa și? Da, și răspunsul a fost ferm. Eu o să mă isprăvesc. Și până la urmă sunt o familie de doi medici legiști. Da? Asta e interesant. Da, trebuie de făcut un reportaj despre asemenea familie. Vă spun că ultimul timp, nu că e vorba de imancitate, dar partea feminină cu încet și oră ocupă niște nișe care nu-i caracteristică pentru dânsă. Iată, vin și la noi în medicină legală. Avem acum trei rezidente. Dar în poliție vă spun, când am început să fie primele rânduniere, mie chiar mi-a plăcut, mi era interesant. Dar acum când mă uit, jumate de grupă. Dar asta nu e rău, înseamnă că femeile capătă mai mult încredere și deja și bărbații poate eu o spre ea anumite. Nu zic că e rău, pentru că eu întotdeauna pe fiecare personal am o discuție cu dâns în cadrul grupii și întreb motivul, care a fost motivul că te-a adus aici? Și să știți că unii au pornit că uniforma e frumoasă și așa mai departe. Da, pe urmă de acum văd și alte realități, mai schimbă. Dar fiecare de acum se gândește la un lucru în domeniul poliției care pe dânsă o aranjează. Fie că e în serviciul de cadre, fie că serviciul de informații, fie că așa că sunt chiar destul de ferme care spun că mie îmi place dreptate și eu, indiferent de condiții, dar eu îmi lucrez. Haideți să discutăm un pic despre viziunile față de viață și moarte. Faptul că lucrați în domeniul medicinii legale, v-a schimbat cumva perspectiva față de viață? Vă bucurați mai mult de viață decât noi cei oamenii simpli? Nu. Eu vreau să vă zic că nu mi-a stat frică de moarte și viața o iubesc foarte mult, așa cum am iubit-o toată viața. Viața pentru mine asta e ceva care eu îmi place și la tot, pe toți îi sfătui. Băi, fiecare secundă, fiecare minut, fiecare oră trebuie de trăit. Trebuie să simți că tu trăiești. Fără mărunțeșuri, fără dogme, fără absolut. Dar vă este frică de moarte? Absolut nu. Nu? Absolut nu. Păi dar mulți spun că nu știm ce urmează și când nu știi... Când nu știi, e să vezi dacă ceva urmează. Dar până când, cum spuneam cunoscut de meu, nimeni de acolo nu s-a întors, nu a relatat. Da, până când e cel mai bine să credem în ceea ce este și să mergem înainte. Dar ce este moartea? Cum credeți, maestru? Moartea, în primul rând, mă rog, este formularea medicală, cum s-ar spune, că încetarea activității organelor funcționale, începând cu creierul. Moartea biologică, din care nu-i întoarcere. Dar când este deja constatat moartea? Deci vine un cadavru. Înțeleg că e nevoie de câteva minute după deces ca să constați moartea finală. Deci problema asta, în primul rând, nu se referă la noi, se referă la medicii clinicieni care lucrează cu pacienți în clinici. Pentru că dacă ei se sesizează la timp, momentul când survine stopul respirator și cardiac, atunci ei trebuie să întreprindă măsurile necesare de resuscitare. Și dacă le fac reușit, posibil că își întorc la viață. Însă dacă se scapă momentul ăsta și creierul rămâne fără substanță nutritivă și oxigen mai mult de 5-6 minute, inevitabil că el trece în moarte biologică. Deci din moarte clinică în moarte biologică. Și aici e indiscutabil că așa e. În medicină se cunosc cazuri când, mai ales, când pătimitul, hai să-i spunem așa, se afla într-un mediu cu temperatură scăzută, o supraviețuit mai mult. Pentru că frigul, el stagnează unele procese, inclusiv și de descompunere, și el e benefic în sensul ăsta a cuvântului. Și deci, iată, moartea clinică în asemenea situație cu temperaturi scăzute poate să dureze o leacă mai mult. Eu am citit o publicată științifică, un copil a fost reanimat toamna târziu după ce s-a înnecat într-un butoi cu apă, peste vreo 17 minute, și a fost readus la viață fără niciun fel de consecință pentru sănătatea. Pe bun, 17 minute? Da, 17 minute a fost mort.
Wow, deci înseamnă că cei care se neacă, dacă sunt scoși la timp, ei au șanse să fie readuși la viață. Da, și mai ales în apă rece. Mai ales în apă rece. Iată cum e toamna târziu, primăvara de vreme, au șanse mai mari să fie reanimați, fără consecințe negative pentru sănătate. Eu voi spune și altfel. Medicii pot să reanimeze în unele cazuri pentru timpul respectiv, dar persoana nu mai este homo sapiens. Creier. El poate să rămână de acum un cadavru viu. Dar ce înseamnă un cadavru viu? Asta și înseamnă că el este menținut la viață cu ajutorul aparatajului, ventilare artificială a plămânilor, inima lucrează dirijat și este hrănit prin sondă și el poate supraviețui mult în asemenea situație. Dar de ce păstrează oamenii într-o asemenea stare? Pentru că nădejde, speranța moare ultima. Și fiecare om așteaptă că poate în cazul lui să fie o minune și uite, copilul lui sau mama, sau fratele, sau să revină la viață. Dar cadavrul viu asta înseamnă, cadavrul viu înseamnă moartea creierului? Da, asta e moarte cerebrală. Mai bine zis moartea scoarței cerebrale, pentru că rămân funcții care asigură vitalul, dar funcțiile care asigură intelectul nostru. Am un subiect și m-am gândit că doar cu dumneavoastră pot aborda. Ce înseamnă perioada de agonie înainte ca omul să moară? Știți despre fenomenul ăsta? Da, sigur. Este una din stările de tranziție dintre viață și moarte, dacă ar fi așa să facem o comparație. Ea poate să fie foarte scurtă, câteva minute, dar poate să fie și lungă, ore și chiar zile. Și un medic înțelege asta? Da, că se întâmplă agonia. Sigur. Pacientul ca și cum parcă se duce, el pierde orientare, el poate să aiurească, poate în genere se pierde cunoștință, dar pe urmă revine peste o bucată de timp. El e conștient. El poate să descifreze ceva. Pe urmă iau să duce. Deci, iată, situația asta când balansează sufletul omului între cer și pământ, asta și este starea de agonie. Și vă spun, iară, depinde și de caz. Mulți sunt agonii oameni cu boli cronice grave. Agoniile sunt scurte la traume. La traume serioase, agonia e foarte scurtă. Dar mai este o situație pe care o descriu mulți medici. De parcă înainte de moarte, persoana devine extrem de lucidă și parcă ai impresia că se face bine și ceva se întâmplă și gata. Este și așa ceva, când eu vă spun. Ca un final, el revine din agonie, revine, este lucid, dar imediat după asta moare. Este și așa Doamne, situație. Asta cât e de trist. Da. Colegul meu de cancer care a murit, unul din colegii mei și prietenii mei adevărați la serviciu, a fost lucid până în ultima secundă. Și ce spunea el? Eu îl vizitam. El primea 6 sau 7 morfine în 24 de ore, dar judeca absolut logic și discutam cu dânsul că primul lucru și mă întreba, ce e la serviciu? Cum la tine? Ce e acolo? Dă-mi secție și e, dă-mi secție și e. El lucrat la Bălți, în trecut și eu când am venit șef de acum la serviciu, îmi trebuiau profesioniști și eu i-am propus să treacă în Chișinău ca șef de secție. Și l-am transferat. Cu acordul lui, desigur. Și a fost un specialist profesionist. Dar el a fost un om foarte bun. Iată, în perioada când era bolnav, deci el înțelegea că moare? Da, sigur. Mai ales un medic legist să nu înțeleagă lucrul ăsta. Dacă mă șez la pat, în principiu, nu că paralizat, dar după intervenție chirurgicală unde eu am rugat să nu simtă durere, mai bine să scoată anumite segmente nervoase. Se poate așa ceva și s-a făcut, nu, pur și simplu, să nu suferi durere. Și asta ajută, da? Deci pe bune poate fi omul scăpat de durere printr-o intervenție din asta? În cazul lui, da, pentru că era vorba de tumoare la coloana vertebrală, mai bine zis la măduva spinării. Și ce spunea el? Ați discutat cu el în ultimele zile? El spunea că el e conștient că moare. Care erau ultimele cuvinte, gânduri ale unui om care știe că moare? El s-a bucurat până la urmă că trăiește, de fiecare zi, atât cum vă spun eu. Și s-a bucurat că și-a văzut
străine nepoțică. În principiu, decedat în păcat. Adică a acceptat situația. Că eu bănuiesc că atunci când omul... Am acceptat-o toți, că de la început ne gândeam că e o greșeală, că nu poate fi. Că... S-a început tot foarte simplu și tot foarte... cu niște dureri în picior și mai departe. Și zic, păi ce îmbli toate dacă sunt niște metode performante? De... Tu te și-ți fă un remene la coloana vertebrală și să vedem și... Și când s-a făcut, atunci s-a depistat. Și era stadii terminală? Nu. Ca să vă lămuresc, tipul ăsta de cancer, el începe de la măduva spinării, de la stratul itar, învelișul tare, și prin găurele pe unde ies nervii, ies prin trânsul în afară. Deci e seamănă cu o clepsidră. Parte, o parte înăuntru și o parte în afară. La momentul când s-a depistat, era numai asta. Mai mult nu era nimic. Pe urmă, după prima operație, care colegul meu și prietenul meu, Grigori Zapuhluc, nu a putut să o ducă până la capăt, nu a putut să extirpeze și partea dinăuntru, că el a dat un șoc hemoragic și era în genere să decedeze atunci. Dar după asta, asta e caracteristic pentru cancer, că el începe să dezvolte vertiginos. Și s-a început migrația. În mușchii bazinul, mai departe era clar. Și una din formele cele mai agresive. Și asta a fost ficul regretatul nostru, Nistor. Ce se întâmplă în corpul uman când persoana moare? În primul rând, cadavrul se răcește. Aici sunt un șir de condiții, când mă rebd, când mă încet, de mult depinde. Și, printre altele, este cel mai exact. Este criteriu pentru a stabili timpul aproape exact a decesului. Pentru că aici sunt niște valori constante, sunt multe lucrări științifice de valoare care s-au făcut. Dar el își pierde importanța când temperatura cadavrului se echivalează cu temperatura mediului în care se află. Uh-huh. De acum mai departe nu este informativ. Spate numai de dedus că minimum atâtea ori. Dar de maximum, care este maxim de ori, e greu de stabilit. Credeți în Dumnezeu? Da, sunt credincios. Cum se manifestă credința asta? Așa ar se manifestă. Mergeți la biserică? Mergeți la biserică? Spuneți rugăciuni? Faceți cruce? Mă duc. Mă duc și... Este... Eu s-o cot că este bine când ai credință, pentru că când ai credință, este cineva care întotdeauna e lângă tine și te apără. Și în situația când tu nu poți să te aperi. Dar el este lângă tine și e foarte bine să creezi asta. Dar mie mi se pare cumva paradoxal când un medic spune asta. Cel care cumva vede partea asta biologică a omului, înțelege că, băi, a decedat, s-a terminat. O fi fost și paradoxal, dar noi nu am fost crescuți cu religii, cu și așa mai departe. Și eu prima dată când m-am ciocnit de problema asta și am discutat cu niște oameni foarte înțelepți, cu ranguri înalte, eu m-am convins că cât înțelepciune este întrânsă. Și asta s-a întâmplat după ce am făcut eu prima cunoștință cu mănăstirile din România, cu șirul de mănăstiri din România, care e ca un șir de mărgăritare, și unde am văzut atâtea lucruri frumoase și atâtea înțelepciune și lucruri care nu le-am văzut nicăieri niciodată. Și, cum tot spun, au mai fost și niște semne care mi-au într-un fel, parcă mi-au deschis ochii. Și asta vă face să credeți în Dumnezeu? Eu am fost ateist, cât am fost consumalist, pionier și așa mai departe. Unde? Eu mă sfădeam cu tata. Nu există Dumnezeu. Nu. Așa am fost crescuți. Noi lucram când era Sfintele Paște și așa mai departe. Dar omul fără credință, el într-un fel duhovnic, el e mort. Interesul lui Smeschin. Ce părere aveți despre reîncarnare? Știți, e o teorie destul de interesantă. Destul de interesant și în multe țări, și țări destul de mari, se consideră că ea este,
Dar iarăși, fără să avem niciun fel de informații concrete, pentru că când e vorba de dovezi, eu de acum devin cercetătorul științific și nu pot altfel. Ca să mă convingi pe mine, trebuie să-mi demonstrez. Dar e posibilă reîncarnarea teoretic? Cu excepție credință în Dumnezeu. Dacă vorbim de suflet, de energie dinăuntru nostru, care încă noi nu o cunoaștem, de forțele care le are organismul uman și care el încă nu știe ce să fac cu dânsle, pentru că nu poate să le deschidă. Știți că ar fi undeva și posibilitatea asta, că intelectul ăsta al nostru, care îl păstrăm noi fiecare, să devină într-o altă ființă. Eu nu exclud așa ceva. Ce părere aveți despre incinerare? Deci arderea cadavrului după moarte, pentru cei care nu știu noțiunea. Este normal pentru cei care trăiesc cu obiceiul ăsta de mult. Adică la care religia permite acest lucru. Este un lucru normal pentru dânși. Și în anumite situații ar fi normal și pentru noi, pentru că când este vorba de pandemii serioase, cum a fost în trecut, cu ciuma, cu fără asta, nu puteai să faci nimic, nu puteai să o stârpești. Dar, în mod normal, sunteți pentru o înmormântare clasică. Da, ca creștin, eu sunt pentru o înmormântare clasică, pentru că este și un dogmat aici care lumea trebuie să o cunoască. Eutanasierea oamenilor ar trebui sau nu să fie legalizată în Republica Moldova? Eu nu văd nimic rău în faptul dacă s-ar legaliza chestia asta în Moldova, pentru că până la urmă asta o decide ființa apropiată cuiva, nu o decide cel care. Dar întotdeauna o decide, mă rog, cel care este cel mai aproape de dânsul. Și eu, în principiu, fiecare o să decide singur. Dar sunt oameni care schinuie și efectiv ei nu pot scăpa de durerea asta. Deci pentru unii moartea este o salvare de la durere. Schinui toți. Toți schinui care au boli și așa mai departe. Și bolile câteodată, într-adevăr, sunt perseverente, permanent. De atâta și noi cheltuim morfină pentru asta și alte opiacei. Dar atâta timp cât sunt șanse și așa mai departe, nu. Eu mai degrabă aș admite atunci când am vorbit, când este vorba de un cadavru viu, lasă o tărască rudele. Păi da, cam în cazurile astea, că nu mai sunt șanse. Da, dacă sunt eu, șanse, urmă, asta e o crimă. Că nu poți chiar la infinit să-l ții pe... Dar asta, în primul rând, e costisitor, ca să înțelegeți. Și costisitor și riscul mare de asociere la infecțiile secundare, care și îl mântuie până la urmă pe astfel de bolnav. Cred că la subiectul ăsta o să mai discute mult. Republica Moldova nu e pregătită pentru legalizarea eutanasierii oamenilor. Absolut, aici atâtea aspecte sunt. Și nici pentru incinerare. Nici nu putem să ne închipuim. Nu numai religios, nu numai... Dar și partea asta, etico-morală. Fiecare ar trebui să gândească pentru dânsul. Cum ar proceda el dacă ar avea un asemenea caz? Și atunci totul e clar. Ce vrem noi? Eu sunt pro-incinerare și eu sunt pro-legalizarea eutanasierii oamenilor, dar anumite protocoale, condiționări și tot așa mai departe. Cum arată plămânii unui fumător după moarte? Pentru că ați făcut aproape 2000 de autopsii, cu siguranță ați văzut. Există o diferență între plămânii unui fumător și a unui nefumător? E clar, un fumător înveterat... deosebire și la culoare, și la structură, și la anumite depuneri. Dar e clar că se deosebesc. Dar asta cel mai bine când vezi. Ai văzut și niciodată nu mai uiți. Și nu mai vrei să fumezi? Dacă vezi plămâni unui posibil fumător? Posibil că nu o să mai vrei să fumezi, dar de ce nu? Dar ce se este întâmplă? Motiv destul de bun ca să lași fumatul. Deci plămânii ăia sunt mai uscați, mai devitalizați. Deci este momentul de scleroză, numai decât că este. Dar este și momentul de depunere a smolii astea, care sunt altor produs care îți găsesc în fum, în arborile bronhial, până la cele mai mici ramificații și, desigur, cu afectarea plămânului. Deci starea plămânilor unui fumător este cu mult mai rea decât a unui nefumător. Se deosebește și după elasticitate, după structură normală, după culoare, nici vorbă. Cum arată ficatul unui alcoolic? Păi depinde cât de, cum să spun eu, ce stage are acest alcoolic. Până la urmă, el se începe tot cu o distrofie grăsoasă a ficatului, care îi dă așa o nuanță gălbuie.
Dar până la urmă se poate atinge, se poate transforma și la, ajunge la o ciroză micro sau macrolobulară. Dar e adevărat că ficatul poate să mărească de câteva ori? Deci și asta... El se mărește în anumite condiții, desigur că nenormale. Se mărește. Și asta uneori manifestă... Același cancer poate să-l mărească de 2-3 ori. Dar este și viceversa, că din cancer, din ficat rămâne așa un ghematoc. Poate și să usuce. Deci în dependență de procesul patologic care are loc... Dar alcoolismul... Atacă direct ficatul. Nu, alcoolismul vorbim noi mult despre dânsul, dar nu știu de ce tăți îl consideră. Da, el este unul din dușmanii ficatului, pentru că fiecare intoxicație cu alcool, oarecare porțiune acolo de hepatocite, de celulele, le distruge. Dar să nu uităm că același alcoolic nu chiar toată viața e beată. Are și el niște perioade scurte, scurte sau lungi. De, unii au niște perioade foarte rare. Fac perioade lungi de întrerupere, ei se recuperează. Motivațional. Înseamnă că totuși cei care au curajul și puterea să vrea să trateze de alcoolism, o pot face. Ce mituri despre meserie pe care o practicați mai există și vreți să le combateți? Cel mai popular mit care vine de la și scriitorii ruși vechi și de la alți oameni, spunem așa, că înainte de autopsie, dacă vii la medicul legist, el numai decât să-ți propună un pahar de spirit și după asta ar să te iei încolo. Asta e bună, da? Asta da, e cam mai da. Mult ca amuzament așa. Dar mai sunt ceva... El cu asta e deprins, da. Mai este percepția asta că medicii legiști îi cam dau cu băuturica. Ca să aibă curaj. Cât de mult, cât de des confruntă cu probleme de alcoolism medicii legiști? Nu. Eu nu susțin ideea asta. Medicii legiști sunt oameni și ca și toți ceilalți. Și dacă vreunul printre ei poate să aibă și slăbiciunea asta, că să servească un pic mai mult ca restul, și asta se vadă dintr-o parte, asta nu înseamnă că asta e patologie profesională. Ce hobby are un medic legist care zi de zi lucrează aproape de cadavre? Eu nu știu dacă este un hobby care e caracteristic pentru toți, dar eu observ că mulți sunt pescari. Da, și mie îmi place chestia asta și cred că aș înțelege de ce, pentru că apa mult calmează. Numai că trebuie să fii singur, fără muzică, fără dansuri, fără, înțelegeți, pescuitul e pescuit, petrecerea pe malul apei, petrecere, cum ne-i dau. Dar iată, pescuitul, eu ador chestia asta. Mie tot îmi place. Da. Înseamnă că nu e reprezentativ doar medicilor legiști, dar înseamnă că nu e ceva apropiat de domeniul nu, de activitate. Nu, e ceva care caracterizează numai... Care e gluma profesională preferată? Sau vreun banc aveți care îl spuneți mai des celor din afară? Nu. Cel mai mult îmi place ce v-am spus mai înainte, că cel care este prieten cu un morfopatolog și cu un, sau cu un medic legist, mai mult trăiește. Și domnule Cufșinov, ce contează cu adevărat în viață? Cu adevărat în viață contează să ai o familie frumoasă care să te înțeleagă, să ai un serviciu care să-ți placă, să-l faci din plăcere, nu din obligație. Și să duci viața decentă. Să ai timp și pentru prieteni, și pentru pescuit, și pentru familie, și pentru, mă rog, nepoți care vin.